Salutare, fraților! Astăzi dăm drumul la un alt story. Astăzi o să vă povestesc cum și de ce am devenit bucătar. Da, da. Hai să dăm drumul la story. Fraților, ciao, ciao. Astăzi o să vă povestesc de ce Talebanu e un bucătar și de ce a vrut să devină un bucătar. Începem că mie nu mi-a plăcut niciodată să fac de mâncare. Mai bine muream de foame decât să fac mâncare. Odată ajuns în Italia și trebuia să schimb stilul meu de viață, am găsit un loc de muncă într-o bucătărie, cum v-am povestit și în alt story. Și când intri într-o bucătărie și tu nu știi să faci nimic, ce o să-ți fie dat? Spălător de vase. Aia e. Spălător de vase. Problema care e? Tu în momentul în care intri acolo la spălat de vase, stai liniștit că nu o să fii decât spălător de vase. De ce? Când tu ești un spălător de vase, în automat o să fii și ăla care repară televizorul în camera hotelului când nu merge. 100%. Tu o să fii și ăla care o să dea cu mătura și în restaurant. Că poate ăia nu au poftă și cum că tu ești ultimul care a venit și ești un prost rupt în cur la spălat de vase și că nu știi să faci nimic, o să fii nevoie să dai și cu mătura, chiar dacă nu ar trebui. Și nu în ultimul rând, o să ai un salariu de căcat și o să bagi muncă. Că eu, de exemplu, am intrat în acea bucătărie că aveam 1,87 m. După o săptămână de muncă, aveam 1,60 m. Mi-a ieșit cocoașă mai rău decât la unul de 80 de ani. Hai să trecem peste, că la aia te obișnuiești. După o săptămână de muncă, deja nu mai simți spatele și ești ok, nu sunt probleme. Problema care, acum o să vă povestesc ceva care în momentul de față râd, dar când s-a întâmplat, n-am râs mult. Chiar deloc, dimpotrivă. După o zi de muncă, tu speli vasele și le pui tot timpul pe o masă. După ce am spălat vreo 200 de farfuri, am pus ultimele farfuri deasupra și dintr-o dată am auzit decât pa 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 pam pam. Toate farfuriile erau pe jos. În momentul ăla, vă spun sincer, eu n-am văzut farfuriile pe jos. Eu în momentul ăla am văzut salariul meu rupt în bucăți foarte mici pe jos. Am zis, cu salariul meu, luna asta o să cumpăr 200 de farfuri care le-am rupt ca un prost. Că mi-a fost lene să le iau, să le mut unde trebuia să le pun și am pus tot timpul și am făcut atâta și mi-au căzut toate pe jos. În momentul ăla am zis, spălător de vase mie nu-mi place. Ori mă întorc la viața care o făceam înainte, ori învăț ceva să nu mai fiu spălător de vase. Asta e ceva ce mi s-a întâmplat înainte de a fi bucătar. Acum o să vă povestesc când am ajuns ajutor de bucătar. Când ești ajutor de bucătar, ești ca și cum ai fi puțin, așa să zicem, un mic șef pentru ăla care spală vasele. Dar tu ca ajutor de bucătar o să speli vasele oricum când o să lipsească spălătorul de vase. Când spălătorul de vase e în pauză, cine o să spele farfuriile? Prostul de ajutor bucătar. Da, hai, eram deja obișnuit. Nu e o problemă. Dar în momentul în care tu o să lucrezi cu un bucătar care nu avea poftă de muncă, tu o să devii un 3-in-1 spălător de vase, ajutor de bucătar și bucătar de căcat care nu știe să facă de mâncare, dar îl are pe fraierul de lângă el care nu are poftă să facă de mâncare și el o să spună ce să faci. Și tu o să faci ce zice el și o să faci de mâncare la oameni care plătesc și mănâncă de căcat. Asta înseamnă să fii ajutor de bucătar. Ok? Ca ajutor de bucătar, tu nu știi să muncești. Și înveți. Eu vă spun că nu știam să țin degetele așa și să tai cu cuțitul așa. Eu țineam tot timpul așa, deci îmi tăiam toate degetele tot timpul. Ce s-a întâmplat? Că la un moment dat eram așa. Deci vreau ăștia să-mi dea pensie de boală. Mi-a zis, bă frate, tu ai dreptul la pensie, nu mai ai degete. Și asta s-a întâmplat într-o săptămână. Am ajuns că nu mai aveam degete. Nu-mi tăiam unghiile
timp de câteva luni, dar nu știu de ce, aveam tot timpul unghiile tăiate perfecte. Perfecte. Deja nu mai îmi cumpăram nici măcar o unghieră, frate. Mi le tăiam cu cuțitul când făceam mâncare. Dumnezeu să mă ierte pentru cine am mâncat înainte. Sper că sunt sănătoși. Nu s-a întâmplat nimic. Sunt încă vii. Dacă sunt încă vii, eu vă salut și vă mulțumesc că ați venit la restaurant să mâncați. Vă aștept data viitoare. Hai să trecem și pe asta. Tu, ca ajutor de bucătar, ce se mai întâmplă, fraților? Că nu cunoști anumite ingrediente, și mai ales într-o țară străină. Ăla îmi zicea, du-te să-mi iei roșiile și mi le zicea în italiană, du-te să-mi iei pomodoro. Păi eu pomodoro nu știam ce e. Și poate mă duceam acolo, luam din frigider. Și în loc să iau pomodoro, îi duceam castraveți. Și ăla nu. Și gândiți-vă că strada asta o făceam de vreo 500 de ori pe zi. 200 că greșeam și 200 că trebuia să mă duc. Într-o zi, deschid frigiderul ăsta, să vă spun sincer, altceva ce mi s-a întâmplat și acolo tot așa am crezut că o să pierd salariul meu sau ceva de genul, bă, mi-am aruncat salariul singur la gunoi. Deschid frigiderul și era o cutie mare, plină cu 5-6 bucăți așa de mari de formaggio gorgonzola. Pentru cine nu știe ce e formaggio gorgonzola, e un formaggio plin de mucegai. Bă, fraților, eu când am văzut formaggio ăsta, am zis, mâncava-și gura voastră, ce dați de mâncare la oamenii ăștia că să moare cine mănâncă aici? Moare, mă. Bă, moare, bă, nu mai ajunge acasă, nici măcar la spital. Și eu ce am zis? Bă, să vadă ăsta că eu sunt foarte atent și controlez totul. Am luat formaggio ăsta și l-am aruncat, frate, în gula gunoi. Abia așteptam să vină bucătarul șef să-i zic, bă, uite ce băiat ai, mă, s-am controlat frigiderele, să le-am curățat, am dat și eu aici cum să dezinfectez tot, am luat formaggio ăsta stricat și l-am aruncat. Bun, tată. Așa eram umflat să mor dacă vă mint. Abia așteptam să vină frate bucătarul să-i arăt cât eram de șmecher eu și de atent în frigidere. Capul, capul, bă, bă, vino aici, vino aici, zi, mă. Bă, frate, uite, curățai și-o frigiderele ăștia, că azi fu puțin de muncă. Și aruncai și-o formaggiul ăsta, brânza asta, că era plină de mucegai, frate, poate tu nu ți-ai dat seama, dar eu am luat-o, că știi, poate vine vreun control, ne dau ăștia amenzi, pula mea, ce, nu mai mi-aduc aminte, bine. Fraților, după 2 secunde mi-am dat seama că am aruncat vreo 150 de euro în bidon. Că formaggiul ăla, brânza aia, așa era, așa trebuia să fie. Dar eu, om prost, care nu-l văzusem încă, mă gândeam că era de aruncat. M-am gândit, Doamne, ăsta de luni întregi în frigider și prostul ăsta de bucătar nici măcar nu și-a dat seama că era de aruncat. Bă, deci, eram așa de șmecher că dintr-o dată în 5 secunde am căzut aici. Și m-am gândit, alți 200 de euro pierduți pe salariu. Sunt șmecher. Credeți-mă, n-am mai aruncat niciodată în viața mea nimic din frigider. La un moment dat, vedeai acolo, trebuie consumate până în data de 1 ianuarie. Păi eu pe 28 februarie încă ziceam, e super bun, lasă-l acolo că e bine. E bun, are mucegai. Bă, lă morți. Roșii cu mucegai. Așa se mănâncă în Italia. Nu mai aruncam nimic. Bă, când era vorba de aruncat, erau toate bune pentru mine. Vă dau cuvântul meu de onoare. Asta e altă chestie. Bă, să mă gândesc că ce mi s-a mai întâmplat mie când făceam pește la cuptor. Eu îmi dădeam seama că peștele ăla în cuptor era gata în momentul în care vedeam că ieșea fumul din cuptor și simțeai miros de om cremat, rupt. Băi, un fum în bucătărie. Deci vedeam fumul. Bă, să nu vă, nu mă gândeam numai la bani. Dar când te duci la muncă ca să faci bani, vrei nu vrei, când greșești, te gândești, s-au dus banii. Deci vedeam fumul ăsta cum ieșea din cuptor, peștele ars, rupt în cur. Așa vedeam banii mei. Uf, se duceau banii mei, frate. Se duceau, se duceau. Bun. Și acum o să vă zic
De ce sunt bucătar? Până la o anumită vârstă, mi-a plăcut și am făcut ca și carieră. După am început să fac și să fiu bucătar pentru ce? Pentru bani. Bucătarii sunt plătiți foarte bine, mai ales în Italia. Dacă lucrezi în restaurante cum trebuie, o să fii plătit super, super bine. Muncești foarte mult, câștigi foarte bine, nimeni nu-ți dă bani gratis sau bani pentru a nu face nimic. Lucrezi foarte multe ore. Crăciunul lucrezi, Revelionul lucrezi, de Paști lucrezi, e ziua la copii lucrezi de multe ori, mă înțelegeți? Dar, și acum uitați, ies puțin din ce v-am povestit până acum, dar am vorbit cu voi pe anumite live-uri. Eu de bine de rău în momentul de față lucrez jumătate de zi, dar lucrez. Nu pot să mă plâng. Dar anul ăsta am putut să mă bucur să stau cu familia mea de Revelion acasă, de Crăciun, de Paști, zi de naștere. Am putut să stau și cu familia mea. De multe ori, cel puțin pentru mine, un moment așa de urât, mie mi-a adus și chestii frumoase în viața mea. Mi-a adus momente cu familia mea care poate până acum un an cam uitat să-mi să le trăiesc. Înțelegeți? Hai să închidem, să nu ne plictisim. Asta e un alt story care putem să-l facem. Fraților, ăsta era story-ul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă ați ajuns în acest punct din clip, lăsați un like, un comentariu și vă pupă talebanul vostru. Ne vedem la următorul story, la următorul vlog și sigur, sigur, la următorul live. Ciao, 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 ciao!